Când mă întorc însă la școală și îl văd așa de frumos, vesel și zâmbind tuturor, răspund cu atâta siguranță la întrebările profesorului, atunci orice necaz sau invidie îmi pire din suflet și mi-e rușine când mă gândesc că am fost în stare să încerc un simțământ atât de înjositor. Aș vrea să stau mereu lângă el și să fim colegi și în anii următori. Prezența lui, glasul lui, mă îndeamnă la învățătură și mă înveselesc. Profesorul i-a dat azi dimineață să copieze povestirea lunară intitulată Micul cercetaș lombard, pe care ne-o va citi mâine. Vedeam pe chipul lui că ceea ce scria îl mișca foarte mult. Era aprins la față, avea ochii plini de lacrimi și buzele îi tremurau. Cu ce plăcere i-aș fi spus drept în față și din toată inima: De Rosi, tu ești cu mult mai presus decât mine, ai o minte de om mare, eu sunt un biet copilaș față de tine, te estimez și te admir. În anul 1850, pe timpul războiului pentru eliberarea Lombardiei, la câteva zile după biruințele de la Solferino, câștigate de francezi și italieni împotriva austriecilor, într-o frumoasă dimineață de iunie, un mic pluton de cercetași călări, porniți din Saluzzo, mergeau la pas pe o cărare singuratică, uitându-se pe câmpie cu multă băgare de seamă. Plutonul era comandat de un ofițer și un sergent. Niciunul nu spunea măcar o vorbă. Toți mergeau cu ochii ațintiți în zare, așteptând în orice minut să se ivească dintre arbori uniformele albe ale avanposturilor vrăjmașe. Mergând așa, au ajuns în preajma unei colibe țărănești înconjurată de frasini. Un băiețel, cam de vreo 12 ani, stătea în fața casei și tăia cu o lamă de cuțit o ramură de frasin ca să-și facă o nuia. La una dintre ferestrele casei atârna un steag tricolor. Coliba era părăsită. Țăranii, după ce scoseseră steagul la fereastră, fugiseră de frica austriecilor. Băiatul, cum a văzut soldați de ai noștri, și-a aruncat nuiaua și-a scos căciula. Era vioi și drăguț la chip, cu ochii mari și albaștri, cu plete bălaie. Din cauza arșiței își scosese hăinuța, aruncând-o în iarbă, și rămăsese numai în cămașă și în pantaloni strâns cu o cingătoare la brâu. Ce faci tu aici?" a întrebat ofițerul, oprindu-și calul. De ce n-ai fugit cu părinții tăi?" N-am părinți," răspunse băiatul. Îmi capăt hrana lucrând pentru unii și pentru alții. Am rămas aici ca să văd bătălia." Ai văzut trecând pe aici austrieci?" De 3 zile încoace n-a mai trecut niciunul." Ofițerul a stat puțin pe gânduri, apoi a sărit repede de pe cal, a intrat în colibă și s-a urcat pe acoperiș. Coliba nu era înaltă și de pe acoperișul ei nu se vedea mai nimic din întinderea câmpiei. Ar trebui să se urce cineva în copac," își zise ofițerul și coboră de pe casă. Chiar în fața casei se înălța un frasin foarte mare și subțire, care își legăna vârful în văzduh. Ofițerul s-a gândit câtva timp, uitându-se când la copac, când la soldați. Apoi l-a întrebat pe băiat: Ai ochi buni, băiete?" Cum să nu? Văd pasărea în zarea cea mai depărtată," răspunse băiatul. Te putea urca în vârful acestui copac?" Eu? Într-o clipă și sunt în vârf." Și să-mi spui dacă nu cumva se zăresc de acolo soldați austrieci cu puși și cai, dacă se ridică mult praf în sus?" Negreșit." Și ce să-ți dau ca să-mi faci treaba asta?" Ce să-mi dai?" zise băiatul zâmbind. Nimic! Frumos ar fi zău pentru austrieci, n-aș face odată cu capul, dar pentru ai noștri, nu sunt și eu lombard?
Atunci, suiete. Stai puțin să-mi scot pantofii. Și-a scos pantofii, și-a strâns cureaua, și-a aruncat căciula în iarbă și s-a agățat de copac. Stai! A strigat ofițerul, vrând să-l oprească, cuprins deodată de teamă. Băiatul s-a uitat la el cu niște ochi mari, de parcă l-ar fi întrebat ce vrea. Nimic, a adăugat ofițerul, suiete. Băiatul s-a urcat ușor ca o pisică. Ofițerul le-a dat poruncă soldaților să se uite drept înaintea lor. În câteva minute, băiatul ajunsese până în vârful copacului și, ținându-se strâns de trunchi, picioarele îi rămăsese ascunse în frunziș, iar corpul, de la brâu în sus, de-abia îi se zărea de la acea înălțime. Uită-te drept înainte și departe!" i-a strigat ofițerul. Băiatul, ca să vadă mai bine, s-a ținut de copac numai cu o mână. Pe cealaltă a pus-o la ochi ca să nu-l orbească razele soarelui care se furișau printre pletele sale bălaie și le făcea ca de aur. Ce vezi?" a întrebat ofițerul. Băiatul și-a plecat ușor capul în jos și, punându-și mâna la gură ca să-i se audă glasul, răspunse: văd doi oameni călări pe șosea. La ce depărtare de aici? La o jumătate de milă. Vin încoace? Nu, stau pe loc. Ce mai vezi? Întrebă ofițerul după un minut de tăcere. Uită-te la dreapta. Băiatul s-a uitat și a răspuns: pe lângă cimitir, printre arbori, este ceva care lucește în soare. Cred că niște baionete. Oameni, vezi? Nu, trebuie să fie ascunși prin grâu. Deodată s-a auzit șuierătura unui glonț care a trecut prin aer și s-a pierdut în depărtare către spatele casei. Dă-te jos, a strigat ofițerul. Te-au văzut, dă-te jos, nu vreau să mai aflu nimic. Nu mi-e frică, răspunse băiatul. Dă-te jos, a repetat ofițerul, însă, luându-și seama, a mai întrebat: dar la stânga ce mai vezi? La stânga? Da, la stânga. Băiatul întinse capul spre stânga. O altă șuierătură și mai apropiată decât prima a străbătut aerul. Băiatul tremura. Ce Dumnezeu? A strigat el. Pare că nemții vor să-și verse focul pe mine. Glonțul trecuse foarte aproape. Dă-te jos, a spus ofițerul mâniat și cu ton poruncitor. Cobor îndată, răspunse copilul, dar n-aveți teamă, mă adăpostește frunzișul copacului. Vrei să știi ce este în stânga? Da, dar dă-te jos, adăugase ofițerul. La stânga, strigă băiatul lungindu-și trupul, spre partea unde este o bisericuță, parcă văd... O a treia șuierătură și mai năpraznică s-a auzit deodată. Băiatul a alunecat, încercând să se agațe de crăci, și a căzut la picioarele copacului. Pleste, mații! Mi-a omorât copilul! A strigat ofițerul, alergând spre el. Băiatul rămăsese întins la pământ cu brațele întinse. Un șiroi de sânge curgea din pieptul lui. Sergentul și doi soldați au sărit repede de pe cai ca să-i vină în ajutor. Sergentul s-a plecat și a desfăcut repede cămașa. Glonțul pătrunsese în plămânul stâng. E mort? A întrebat ofițerul. Nu, trăiește încă, a răspuns sergentul. Dragul meu băiat, a zis ofițerul, aplecându-se spre el. Nu te speria, fii curajos! Pe când ofițerul îl îndemna să nu se sperie și i-a apăsat batista pe rană, băiatul și-a dat sufletul. Ofițerul a rămas înmărmurit, galben ca ceara și cu ochii ațintiți asupra micului viteaz. În cele din urmă s-a plecat și a așezat frumos capul pe iarbă. Apoi s-a ridicat în picioare, privindu-l încă. Sergentul și cei doi soldați erau și ei mâhniți, până în adâncul inimii. Plutonul stătea întors spre partea în care se știa că se află vrăjmașii.
puiul de viteaz, a zis încă o dată ofițerul cu ochii plini de lacrimi. Rostind acestea, s-a dus spre casă. A smuls steagul tricolor de la fereastră și l-a întins ca un giurgiu peste băiețelul mort, lăsându-i chipul dezvelit. Sergentul a pus lângă el căciulița, pantofii și cuțitașul cu care își tăiase nuiaua cu câteva minute mai înainte. L-au mai privit câtva timp în tăcere. Apoi ofițerul i-a zis sergentului: voi trimite ambulanța să-l ridice de aici. A murit soldățește. Soldățește trebuie să-l îngropăm. După aceea i-a mai trimis un ultim semn de adio cu mâna și le-a strigat soldaților: încălecați, băieți, înainte! Toți au sărit în șa și micul Pluton, strângându-se, porni. Curând după aceea, copilul mort a primit toate onorurile militare. Către apusul soarelui, tot șirul avamposturilor italiene, ducându-se în întâmpinarea vrăjmașului, a trecut pe același drum pe care îl străbătuse dimineața micul Pluton de călăreți. Era un batalion întreg de vânători care, cu câteva zile înainte, udase cu sânge vitejesc dealul San Martino. Batalionul înainta, despărțit în două șiruri. De-a lungul drumului curgeau împâriași limpede, cu marginile smălțuite de flori. Casa părăsită era la mică depărtare. Vestea despre moartea vitejească a băiatului a pătruns repede printre soldați. Astfel că cei dintâi ofițeri ai batalionului, când au zărit micul cadavru, l-au salutat, scoțând săbiile. Unul dintre ei s-a plecat pe marginea pârâului, a rupt câteva flori și le-a presărat lângă băiat. Toți l-au imitat. Fiecare ofițer sau soldat, aruncându-i flori, îi striga, salutându-l militărește: rămas bun, pui de viteaz lombard, onoare ție, copile, trăiască Italia, glorie vitejilor! Un ofițer i-a pus alături medalia sa, virtutea militară. Un altul s-a dus să-l sărute pe frunte. Florile se îngrămădeau mereu pe piciorușele lui goale, pe pieptul însângerat, pe micul lui cap bălai. Iar el, întins pe iarbă, învăluit în steagul național, dormea liniștitul somn al veșniciei. Chipul era alb și parcă surâdea, ca și cum sărmanul băiat ar fi auzit acele salutări și ar fi fost vesel că își dăduse viața pentru scumpa lui Lombardie. A-ți da viața pentru țară, ca micul lombard, este o bărbăție, o virtute mare. Tu însă, fiul meu, nu trebuie să-i nesocotești pe cei mici. Azi dimineață, când ieșeam de la școală și mergeai alene înaintea mea, am trecut pe lângă o femeie săracă ce ținea pe genunchi un biet copilaș tras la față și sfârșit cu totul. Își cerea pomană. Te-ai uitat la ea, dar nu i-ai dat nimic, deși aveai bani în pungă. Ascultă-mă, fiul meu, nu te obișnui să treci cu nepăsare pe lângă o mamă care își cere un ban pentru copilul său. Gândește-te că acelui copil trebuie să-i fie foame. Gândește-te la durerea sărmanei mame. Îți închipui ce ar însemna pentru mama ta dacă într-o zi s-ar vedea nevoită să zică: azi n-am nici măcar pâine să-ți dau. Când dau un ban unui cerșetor, el îmi urează: Dumnezeu să-ți dea sănătate, să-ți trăiască copilașii. Tu nu poți să înțelegi cât de dulci îmi sunt acele cuvinte și ce recunoștință simt pentru acel sărac. Mi se pare că acea urare are să ne țină într-adevăr pe toți sănătoși. Mă întorc acasă bucuros, cugetând că acel sărac mi-a întors cu prisos ce i-am dat. Enrico, dragă, fă-mă și pe mine să aud câteodată acea urare strânită de milostenia ta. Scoate și tu un ban din pungă și dă-l vreunui moșneac fără de sprijin,
vreunei mame lipsite de pâine, vreunui copil orfan de mamă. Săracilor le place să primească pomană de la copii, pentru că nu-i umilește. Copiii, având și ei nevoie de alții, se aseamănă cu ei. N-ai băgat de seamă că sunt totdeauna mulți săraci în jurul școlilor? Pomana unui om mare este numai o milostenie, dar pomana unui copil este în același timp o milostenie și o mângâiere. Este ca și cum i-ar da totodată un ban și o floare, înțelegi? Gândește-te că ție nu-ți lipsește nimic și că ei sunt lipsiți de toate. Pe când tu năzuiești să fii fericit, lor le este suficient să nu moară de foame. Gândește-te ce trist e că, pe lângă atâtea palate, în mijlocul atâtor străzi străbătute de copii îmbrăcați în catifele, se află femei și copilași care nu au ce mânca. Ce groză vie! Băieți tot așa de buni ca și tine, tot așa de deștepți, dar lipsiți de hrana de toate zilele și rătăcind pe ulițele orașelor ca niște fiare în pustiuri. Așadar, fiul meu, socotește ce ți-am spus și să nu ți se afle și să nu se întâmple să treci vreodată pe dinaintea unei mame care cerșește fără să-i dai un ban, semnează tatăl tău. Tata vrea ca în fiecare zi de sărbătoare să chem la noi acasă pe câte unul dintre camarazii mei sau să mă duc eu la ei ca să mă împrietenesc cu toți. Duminica viitoare o să mă duc la plimbare cu Votini, acela care își curăță mereu fulgii de pe haine și care are atâta necaz pe De Rossi. A venit la mine de vreo câteva ori Garofi, băiatul cel lung și slab, cu ochii mici și vicleni, care face mereu socoteli. E fiul unui farmacist. Doamne, ce ciudat e! Își numără mereu banii din buzunar. Socotește foarte iute pe degete și face orice înmulțire fără să se folosească de tabla lui Pitagora. E foarte econom. Are și un bilet de la Casa de Economii. Firește că are bani strânși. El nu cheltuiește nici măcar un gologan și când îi cade câte un bănuț pe sub bancă, este în stare să-l caute cu săptămânile. De Rossi zice că seamănă cu coțofenele. Strânge tot ce găsește, penițe întrebuințate, ace cu gămălie, mucuri de lumânări, timbre vechi. Sunt mai bine de 2 ani de când adună timbre. Are acum mai multe sute din fiecare țară lipite într-un album pe care vrea să-l vândă librarului când îl va completa. El nu își plătește caietele. Le capătă degeaba de la librar, fiindcă îi aduce mușterii. La școală face mereu negoț. În fiecare zi vinde felurite obiecte. Face loterii, schimburi, apoi se căiește de schimbul făcut și își cere lucrul înapoi. Se joacă și cu așicele și nu pierde niciodată. Pe deasupra îi vinde tungiului ziare vechi. Are un mic caiet plin cu cifre în care își scrie socotelile. La școală nu învață decât aritmetica și a dorit să capete medalia numai pentru ca să aibă intrarea liberă la teatrul de păpuși și marionete. Mie îmi place, fiindcă mă face să râd. Mi-am jucat de-a negustorul cu cântare și cu balanțe. Cunoaște prețul exact al tuturor lucrurilor, cunoaște cântarul și face cornete din hârtie cu atâta îndemânare, încât jur că e băiat de băcănie. Mi-a spus că imediat ce va termina școala, o să deschidă o prăvălie și că va face avere cu un comerț nou născocit de el. Ce mulțumit a fost că i-am dăruit câteva timbre străine. A știut să-mi spună fără greșeală prețul fiecăruia. Când vine Garofi pe la noi, tata se preface că citește ziarul și îl ascultă cu mult interes. Buzunarele lui sunt totdeauna pline cu lucruri de vânzare pe care le ascunde sub o manta lungă și neagră cu care se îmbracă de obicei. Gândul este doar la negustorii, dar ceea ce îl preocupă cu deosebire este colecția sa de timbre.
Aceasta e comoara lui despre care vorbește mereu, ca și cum ar aștepta să scoată o avere din ea. Camarazii noștri îl poreclesc zgârcitul, cămătarul. Eu îl iubesc, deci am învățat multe de la el și îl privesc ca și cum ar fi un om mare. Coreti, fiul negustorului de lemne, a zis că Garofi nu și-a dat timbrele nici ca să scape viața mamei sale. Tata nu-l crede chiar așa de interesat. Mai așteaptă până să-l judeci, mi-a spus el de unăz. Într-adevăr, are patima aceasta, dar eu cred că are inimă bună. Ieri m-am dus să mă plimb pe calea Rivolii cu Votini și cu tatăl său. Trecând pe strada Dora Grosa, l-am văzut pe Stardi, băiatul acela atât de străduitor, stând nemișcat ca un stâlp în fața unei librării, cu ochii ațintiți la o hartă geografică. Cine știe de cât timp stătea acolo, căci el învăța și pe uliță. Abia ne-a întors salutarea, neciopritul. Votini era îmbrăcat bine, ca de obicei, ba chiar prea bine pentru un copil. Avea cizmulițe din piele de marochin cu cusături, o haină cu florituri de mătase, o pălărie albă de castor și un ceasornic la brâu. Se mândrea grozav cu ele, dar de asta dată a pățit-o rău cu fudulia lui. După ce ne-am plimbat câtva timp, lăsându-l în urmă pe domnul Votini, fiindcă mergea încet, ne-am așezat obosiți pe o bancă de piatră, lângă un băiat îmbrăcat foarte simplu, care părea a fi obosit ca și noi și stătea cu capul plecat și cu ochii în jos. Un domn, ce mi s-a părut a fi tatăl său, se plimba pe sub copaci, citind un ziar. Votini, care stătea între mine și băiatul acela, dorind să se fălească cu luxul lui spre a fi admirat și de vecin, a întins piciorul ca să-și arate încălțămintea și mi-a zis: ai văzut cizmele mele de roșior? Dar vecinul nu l-a luat în seamă. Atunci a lăsat piciorul în jos și, arătându-mi panglicile de mătase, mi-a spus, uitându-se pe furiș la băiat, că acele panglici nu-i mai plăceau și că vrea să-și pună nasturi de argint. Celălalt băiat nu s-a uitat nici la panglici. Votini a început să învârtească în mâini pălăria lui cea frumoasă de castor alb. Băiatul parcă făcea nadins, nu arunca nici măcar o privire spre pălărie. Votini, plin de ciudă, și-a scos ceasornicul, l-a deschis și mi l-a arătat. Vecinul tot nu a întors capul. Este de argint poleit? L-am întrebat eu. Nu, a răspuns el, este de aur. Dar nu este tot de aur, i-am zis. Cred că e și ceva de argint. Nici de cum, a zis el, și ca să-l silească pe bea să se uite, i-a pus ceasornicul sub ochi zicându-i: ia uită-te și tu și spune-mi dacă nu este numai din aur. Nu știu, a răspuns băiatul. Bă, a strigat Votini plin de necaz, de ce ești așa de înfumurat? Pe când rostea aceste cuvinte, a sosit și domnul Votini, care, auzindu-ne, s-a uitat cu atenție la băiat, apoi a zis cu asprime fiului său: taci! Și, aplecându-se, i-a șoptit la ureche: nu vezi că e orb, săracul? Votini, înspăimântat, a sărit drept în picioare și s-a uitat în ochii băiatului. Erau sticloși, fără expresie, fără privire. Văzând aceasta, a rămas mut și umilit, cu ochii în jos, apoi a bolborosit: ce rău îmi pare, nu știam. Orbul, care înțelesese tot, a zis cu un surâs blând și trist: nu e nimic. Ce să mai spun, o fi fudul Votini, dar nu are inimă rea, căci n-a mai râs deloc în timpul plimbării. Rămas bun plimbărilor de pe calea Rivoli. A sosit vesela prietena copiilor, a sosit zăpada. Dere a început să cadă deasă cu fulgi mari și albi, ca florile de cireș. Ce vesel eram dimineața la școală, când o vedeam cum se lipea de geamuri și se îngrămădea pe pervazurile ferestrelor. Chiar profesorul se uita bucuros la ea și își freca mâinile.
Toți ne înveseleam gândindu-ne ce de bulgări o să facem și cum o să ne batem cu ei. Ce o să ne mai dăm pe gheață și ce dulce o să ni se pară după aceea căldura de acasă. Numai lui Stardi nu-i păsa. Stătea cu coatele pe bancă și cu fruntea între mâini, ascultând ca de obicei explicația profesorului. Ce frumusețe! Ce vesel eram la ieșirea din școală! Toți am dat năvală pe stradă, strigând, băgându-ne picioarele unde era zăpada mai mare și suflecându-ne mânecile ca să facem bulgări și să aruncăm unul într-altul. Umbrelele părinților care așteptau pe afară se făcuseră albe. Ghiozdanele noastre s-au albit și ele într-o clipă. Toți eram nebuni de bucurie. Vesel era și Precosi, fiul lăcătușului, băiatul acela palid, serios și trist. Robeti, băiețelul care scăpase pe un copil de sub roata autobuzului, sărea și el sărăcuțul cum putea, cu cârjele la subțioară. Calabrezul, fiindcă nu mai văzuse zăpadă în viața lui, făcuse un bulgăre și mușcase din el ca dintr-o piersică. Crosi, băiatul precupeței, își umpluse ghiozdanul cu zăpadă. Zidărașul ne-a făcut să ne prăpădim de râs. Tatăl meu l-a poftit să vină a doua zi pe la noi, dar exact în minutul acela era cu gura plină de zăpadă și necutezând nici s-o scuipe, nici s-o înghită, stătea îndopat cu ea și se uita la noi zăpăcit, fără să poată spune niciun cuvânt. Chiar profesoarele râdeau și glumeau când ieșeau din școală. Până și beata doamnă Delcati alerga prin zăpadă, tușind și acoperindu-și fața cu vălul ei cel verde. Sute de fete de la școala vecină făceau gălăgie și alergau sprintene pe așternutul alb. Profesorii, portarul, ba chiar și gardistul strigau, acasă băieți, acasă! Și înghițeau fulgi de zăpadă care le încărunțeau mustățile și barba. Cu toate acestea se înveseleau și ei de bucuria gălăgioasă a copiilor la vederea iernii. Vă înveseliți că vine iarna! Dar ia gândiți-vă că sunt copii care n-au nici haine, nici încălțăminte, nici foc. Că sunt mii de băieți care coboară de la colibele lor din colinele singuratice, pe o cărare lungă și obositoare, cu o bucată de lemn în mâinile degerate, ca să încălzească școala. Că sunt sute de școli îngropate în zăpadă, goale, și întunecoase ca niște peșteri, unde copiii sunt înecați de fum sau tremură de frig și se uită cu groază la fulgii cei albi care cad nepăsători, îngrămădindu-se neîncetat pe colibele lor depărtate, amenințându-le cu troiene. Vă înveseliți că vine iarna, dar ia gândiți-vă că sunt mii de ființe cărora iarna le aduce sărăcie și adesea chiar moarte. Zidărașul a venit azi la noi. Era îmbrăcat cu haine vechi de ale tatălui său, pline încă de var și de ipsos. Tata l-aștepta chiar cu mai multă nerăbdare decât mine. Ce bine ne-a părut când l-am văzut. Cum a intrat pe ușă și a scos pălăria cea zdrențăroasă, udă de zăpadă, am ototolit-o și a vărât-o în buzunar. Apoi a înaintat cu umbletul acela al meșteșugarului obosit și s-a uitat în dreapta și în stânga. Cum a ajuns în sufragerie? Și-a văzut tabloul care îl înfățișează pe Rigoletto, un caragios cocoșat, i-a făcut obișnuita lui strâmbătură botul de iepure. Nu te poți opri din râs când îl vezi cum se strâmbă. Am început să ne jucăm cu niște cuburi de lemn de acasele. Avea o îndemânare neobișnuită în a face turnuri și poduri, despre care ai putea crede că se țin în sus ca prin minune. Lucra la ele cu seriozitatea și răbdarea unui om mare. Jucându-ne, el mi-a povestit despre părinții săi. Familia sa locuiește într-o mansardă. Tatăl său merge la o școală serală să învețe, să citească și să scrie. Mama lui e din satul Biela.